Hello, sunt Ada și tu urmărești Unius pe UTV. Pupici! Dragă inimă, scrie o scrisoare, încep așa. Salut, Ada, ce mai faci? Hello, uite bine, filmez nou meu videoclip la piesa Dragă inimă, cea care a câștigat din proiectul Stările Adei. Oamenii au ales. Poți să ne explici încă o dată, pentru cei ce nu știu ce înseamnă conceptul ăsta de Stările Adei? Înseamnă niște sentimente de ale mele puse în piese. Multe din stări n-au fost cu un mesaj ăsta pe care l-auzi pe radio și de asta mă bucur că au prins foarte tare și s-au regăsit oamenii și mă bucur că piesa Dragă inimă, mini-starea Dragă inimă de un minut și un pic, a făcut peste 1 milion de vizualizări și acum filmăm clip la piesa întreagă, că așa le-am promis oamenilor. E cea mai vizualizată piesă dintre cele 7, nu? Tot proiectul are în jur de 6 milioane de vizualizări și vă mulțumesc mult și vă mulțumesc și vouă mult că ați promovat acest proiect și o să continui și anul ăsta cu sezonul 2. Am scris piesa asta din tot sufletul, cum scriu toate piesele. Practic, în piesa asta vorbesc despre mine, care scriu scrisoarea inimii. Și sper să regăsească cât mai multă lume în... E o scrisoare sinceră, deschisă către inimă. Dragă inimă! A plecat playback-ul. Cristi! Bă, Cristi, bă! Nu mai merge iPad-ul, bă! Da, este un clip de imagine, așa cum a dat și-a dorit și... relax, chill, foarte ok. Când am dat rec, a căzut curentul, am venit acum cu generatorul, o să dureze ceva, cam... până la 2-3 dimineață. 2-3 dimineața în cel mai fericit casă. O să fie bine. Te simți bine, toată lumea e fericită. Dragă inimă, nu mai am răbdare. Clipul este regia Daragiu, Bogdan Daragiu. De styling s-a ocupat Ioana Popa, make-up Ana Milonescu, păr Luca Țupescu, vă mulțumesc că arăt foarte bine. Așa. Și este un clip de stare, o să avem și inima personificată, să vedeți cum. O inimă care se chinuie, care trece prin tot felul de încercări, o să aibă tentații, o să aibă și o cale de scăpare, dar să vedem dacă o alege sau nu. Este un... o să fie un clip cu un puternic impact vizual și cu niște mesaje așa destul de subtile. Vreau să vă mulțumesc că mi-ascultați muzica și că mi-arătați multă iubire. Sper să nu vă dezamăgiți niciodată și să fac piese pentru sufletul vostru.